pentru supă, mă pune la fiert. Coși de ceapă. Da, coși de ceapă, nu vă mirați prea tare. Veți fi foarte surprinși cât de sănătoase sunt cojile de ceapă. Bineînțeles, după ce au fiert, le voi scoate. Cât timp fierb cojile de ceapă, îmi pregătesc legumele. Țelina, morcovul și sfecla roșie le voi tăia cu bulețe. Creanul îl voi da pe răzătoare. Iar ceapa o voi adăuga la sfârșit cu cozile de pătrunjel. Nu am tocmai cea mai comodă poziție, sper să nu-mi tai mâinile. Legumele nu le-am curățat de coajă decât acolo unde a fost sosul necesar. O să pregătesc ceapa verde. O voi tăia și pe ea. Ceapa verde, cozile de pătrunjel, sfecla roșie și ridichea neagră intră la sfârșit în supă pentru că sunt cele mai sensibile la căldură și nu trebuie zgârtite foarte mult pentru că își pierd toate proprietățile. Am scos foile de ceapă din supă. Culoarea asta este doar de la foile de ceapă. Acum adaug și morcovul și țelina la fiert și voi pune și sare. Tai și sfecla roșie. O voi tăia julien. Voi pune peste ceapă pentru că va intra la sfârșit de tot. Tot peste ceapa verde și sfecla roșie așchiez cu ajutorul unui econom câteva fâșiuțe de ridiche neagră, tot cu coajă. Acum pregătesc cozile de pătrunjel. Pun tăiței la fiert. Excesul de făină l-am cernut. Și acum îi las să fiarbă 2-3 minute. Adaug câteva semințe de chimen. Nu mult. Rad hreanul. Acum adaug amestecul de sfeclă roșie, ridiche neagră și ceapă verde și imediat opresc și focul. Pătrunjelul tocat. Și zeama de la o lămâie. Am mai răcit puțin și am putut să o și gust. Nu o să iau acum și o să fac ce bună e ca la televizor. Dar trebuie să recunosc că îmi place foarte mult. Nu i-am pus piper deloc pentru că este suficient de picantă de la hrean și de la sfecla, de la ridichea neagră. În schimb o să-i mai pun puțină zeamă de lămâie, mie îmi place mai acră. Este foarte gustoasă și cu siguranță este foarte sănătoasă. În sezonul rece cred că ar face minuni. Cu siguranță n-am mai răcit dacă am mâncat măcar o dată la, nu știu, două săptămâni. Nu neapărat rețeta asta, combinația asta de
ridichie neagră, hrean, poate și puțin usturoi, dar mie îmi place cum este așa. O să mai pun zeamă de lămâie și o las așa, e foarte bună.